Radio Joy FM și la Strada TV spunem bună seara, pentru că dacă e marți avem audiență în direct alături de noi, primarul municipiului Arad, domnul Călin Bibarț. Bună seara! Hai serios! Să trăiți atunci! Valentine's Day! La mulți ani! Bine, bine! Tuturor. La mulți ani tuturor celor care se îndrăgostesc și rămân așa! Da, stai așa! Celor care-s valentini, valentine sau... Tina, tinu... De aproape, exact! Așa! Tinuța și tuturor celor care, așa cum m-am exprimat și astăzi, reușesc să profite de această zi, să spunem, tot la mai la modă și să dea tot ce e mai bun din sufletul fiecăruia, prietenie, dragoste, frumusețe, pentru că de celelalte mai puțin plăcute de multe ori sunt peste puterile noastre sau peste voința noastră, sunt vremurile peste noi și atunci măcar poate unele mai puține sau mai mici momente frumoase să le scoatem în evidență, să le scoatem în față, pentru că viața trebuie și trăită și nu doar parcurs așa. Așa să fie și pentru toate astea există și un cadru idilic, să spunem așa, în fața primăriei, o inimă mai mare și altele mai mici. Ca în fiecare an, pentru cei cu inimi mari. Da, începând de astăzi și până de Dragobete, pentru că vrem să marcăm ambele evenimente, e, așa cum ați spus, o locație de pe platoul primăriei upgradată pentru astfel de momente. Se pot face și căsătorii de o zi, nu se fac divorțuri, așa, se pot face fotografii cât mai multe, am făcut și un mic regulament de concurs, cine vrea să participe cu fotografiile, evident, se promovează și promovează imaginea, dar implicit și a orașului nostru. Pot să câștige cine romantică, vouchere pentru cumpărături, participare la spectacole. Mă rog, să recompensăm cumva, să avem un pic de spirit de competiție. De Dragobete refacem decorul aducând mai mult autenticul românesc în prim plan, cu aceleași gânduri de fotografii și căsătorii de o zi. Și astfel, dintr-o o singură zi, sau să spunem din două, de Valentine's Day și Dragobete, punându-le una la început și una în partea cealaltă, avem câteva zile bune în care cred că putem să scoatem în evidență și să promovăm mai mult decât cu alte ocazii, așa cum am spus, frumosul, dragostea, prietenia, inimile, sufletele curate, gândurile frumoase, zâmbetul. Și putem continua toată emisiunea așa, dacă doriți. Acum să o luăm mai încet și cu astea, pentru cătinel, că sunt cătinel. O parte din ceea ce ați comunicat astăzi cu ocazia unei conferințe de presă. Aici fac o mică paranteză pentru toți cei care vor să intre în legătură directă cu noi. Pot să o facă telefonic la 0357-431-431, număr cu tarif normal, sau să ne scrie în streamul de live pe care îl au la dispoziție pe mijloacele de socializare electronică. În conferința de astăzi ați mai informat despre un eveniment, o aniversare frumoasă de 30 de ani a unei firme de modă, a doamnei Eli Lăslean. Firme care și a unei doamne, că se, este alături de noi. Confundă doamna Eli Lăslean, Eli Lăslean, firma Elis. În toamnă am plinit 30 de ani de existență. De atunci am discutat. Inițial am vrut să-l facem și noi tot în toamnă, până la urmă am spus că face evenimentul la București, atunci să nu le suprapunem, să nu fie prea apropiate. Am convenit ca cel de Arad să fie în primăvară acum, sau hai să zicem iarnă spre primăvară. E un eveniment până la urmă privat, a unei entități private. Noi venim parteneri pentru că apreciem munca din cei 30 de ani, apreciem faptul că a dus în mod direct și clar numele Aradului și pe calea Victoriei în București, unde a existat și magazinul, și în toată țara și în toată lumea prin frumosul pe care l-a promovat. Și prin urmare nu cred că este rău ca noi, arădenii, să scoatem în evidență pe acei dintre noi și acele firme care performează în diferite domenii, așa cum am spus, și care până la urmă sunt vectori de imagine pentru noi și pentru orașul nostru. Suntem parteneri în acest proiect fără a contribui financiar. Am venit cu o frumoasă sală, Palatul Cultural, mai ajutăm cu sonorizarea acolo, restul, tot ceea ce înseamnă organizarea evenimentului, de la invitarea Andrei Marin și a multor altora mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, de la
din spectrul acesta al lumii glam, să da, spunem, oarecum, în lumii de la, modei. De la modul cum se desfășoară evenimentul, este strict decizia organizatorului. Noi suntem la acest capitol participanți cu tot dragul. Și cu organizatori și participanți. Am spus în ce, toate, în ce mod suntem cu organizatori și de aceea nu am ridicat niciun fel de pretenții să ne și nici n-aș fi dorit să intervenim în, până la urmă, în conceptul artistic al evenimentului. Ok. Și mă bucur că are loc în Arad și va fi încă un mod de promovare a orașului nostru. Ceea ce este foarte bine, că până la urmă avem nevoie de mulți ambasadori ca lucrurile să meargă înainte așa cum trebuie. Oricine... avem suficient de mulți care doar critică orașul nostru, lucru care nu sunt de acord, și prin urmare eu încerc să scot în evidență și să promovez pe cei care mai și pun așa un pic de strălucire ideii de a fi arădean și a orașului acesta, dincolo de toate micile critici a unora, pe care le consider nu răutăcioase, ci poate puțin exagerate uneori. Mai un băț prin gard câte două ori? Două bățuri, două garduri, belți. Vedeți, face parte din farmecul nostru. Ăsta e avantajul directului, știți? Da, corect. Putem să ne corectăm chiar noi. Sau să o facă alții pentru noi, astfel încât să zâmbim, nu? Why not, cum ar zice transilvanianul. Ați zburat cu avionul. Da? Eu am stat, el a zburat. Și implicit v-a dus pe dumneavoastră la o întâlnire relativ importantă, aș spune eu, pentru că ați semnat niște documente care ne aduc fonduri. Deci să ne înțelegem. Da, într-adevăr am plecat la București luni dis de dimineață. Da, mă rog, de când m-am pornit eu de la Arad și până ne-am îmbarcat de dimineață și m-am întors dis de seară. Avionul de seară înapoi. Oricum aveam o ședință a Asociației Municipiilor, a conducerii Asociației Municipiilor. Am fost 10 primari cu ministrul dezvoltării, cu Cechi Oatila și cu președintele Curții de Conturi, pe diferite domenii de interes general a localităților noastre. Dacă tot am avut acest drum, am mers să semnez și contractul principal cu ministrul Cechi pentru o anvelopare. Aici era vorba de liceul Adam Müller-Guttenbrunn. Mai aveam și la Ministerul Mediului de rezolvat câteva documente pentru ceea ce înseamnă acele insule ecologice, cele 200 de locuri în care se pun tomberoanele, na, da. O spunem, da, postele, așa, platforme gospodărești. Insule ecologice, da. Și asta ne place să... Păi dacă așa le spune acum... Da, nu comentez, da, să spunem lucru, să înțeleagă omul despre ce e vorba. Da, nu? Sigur. Care, bă, nu mai deci postele platforme gospodărești. Așa, unde vin... Bidoanele. Unde vin bidoanele pe culori, securizate, să nu se poată arunca decât de cine are și trebuie cardul acolo și nu mai reau subiectul acesta. Așa că am profitat ca să maximizez cheltuiala și efortul să le rezolv și toate. Am participat și la ședință și am rezolvat și ce era desemnat pe acolo. Nu-i nicio problemă să ne financeze cât mai multe, că noi zburăm să aducem scriptic. La propriu, da? Zburăm la propriu. Evident. Așa ar vrea unii să zburăm, da. Că mai este și o melodie din aia mai de petrecere, vino la mine ca pasărea în zbor, etc., etc., da? Nu. Dar n-ar fi rău să băgați refrenul ăsta câteodată când mergeți degeaba, dacă este cazul. Nu cred că așa ne-au chemat de data asta la București. Vorbim despre ce a spus la un moment dat... Pasărea de oțel în zbor, vreți să vă... Sau de aluminiu, din ce avea. Aluminiu. Are și oțel, că fără oțel ar fi cam greu. Domnul Ceache la un moment dat a vorbit despre lipsa experților în construcții pe piață și cât de grea este legislația în domeniu. Am mai adus vorbire despre așa ceva? S-a mai schimbat ceva? Am adus eu în vorbire în discuția cu dânsul. Da, întreb. Eu n-am auzit pentru acolo, că avem, dar bănuiam unele, ceva. Tocmai avem pe PNRR unele termene de depus documente acolo, gândite, evident, într-o țară normală, în vremuri normale. În schimb, firmele cu care ești chiar într-o... dincolo de cât ne tot plângem și explicăm cu licitații, cu întârzieri. Mm-hmm. Acum ai licitația făcută, ai firmă, ai contract semnat, ai bani la dispoziție și nu are capacitatea să-ți livreze la timp documentele necesare, pe care trebuie să le depui, de exemplu, la Ministerul Dezvoltării pe anvelopare, pentru că are foarte multe contracte, foarte mult de lucru și nu mai, cum zicea baba, nu mai pridideaște, nu mai reușește să le facă. Și-au luat mai mult decât pot, dar per total țară, ceea ce spunea ministrul mai de mult și noi întărim astăzi, e o realitate. Nu sunt suficienți experții. Cei acreditați pentru așa ceva?
Plus că mai vine aici și documentația stufoasă din cauza legislației care e de prin anii 60, nu? Poate normativele fi o, alea vechi. Poate fi o discuție și asta, dar una, și dacă ar fi poate mai puțin stufoase, tot, nu, tot sunt insuficienți față de cât se cere acum să se facă și într-un interval de timp. Același lucru, tare mă tem că se va întâmpla și la momentul la care treci la execuție, cum se spune. Adică nu vor fi firme cu capacitate suficient de mare să reușească să ducă la timp și în termen aceste proiecte, mai mari sau mai mici, pentru că ele cumulate dau tot ceva mult la nivel de țară. Gândiți-vă câți muncitori le trebuie, nu poate fi oricine, vorba aceea, doar luat din gară. Nu o să găsească, trebuie totuși o minimă calificare. Dar asta nu e un motiv să nu mai facem nimic. Mergem înainte și maximizăm, că tot folosi termenul ăsta, cât mai mult. Să încercăm să facem cât mai mult din, din acest subiect. Okay. Până mă întrebați ceva, mă lăsați să-mi dau sacoul jos, că mi-e cam sigur, cald. Sigur. Până atunci mai citesc eu niște mesaje pe aici. Hai să încerc. Da, degeaba, că n-am cadru fără dumneavoastră, așa că... Cum nu, aici? Faceți un cadru general, așa, da, uite, așa, aici și... Faceți ce vreți cu el, până atunci găsim noi prima întrebare. Vă amintesc că avem număr de telefon cu care puteți să intrați în direct, 0357431431, număr cu tarif normal. CSL spune așa: bună seara, un an nou cu succes în toate domeniile tuturor, veți mai fi candidatul din partea PNL Arad pentru următorul mandat, ne întreabă dânsul. Dar de ce nu? Întreabă. Sunt membru de 25 de ani, de candidat am spus că voi candida. N-am nicio problemă, nu am spus că voi și câștiga fără probleme. Așa. Din urmare. Deci da. Care e dilema? Bun, ăsta e răspunsul. Eu v-am pus întrebarea, dumneavoastră ați răspuns. Eu nu pot interpreta altfel decât să mă duc la altă întrebare. Veronica Julia ne spune: bună seara, la mulți ani. Foarte frumos, wow, îmi place foarte mult moda și politica, Doamne ajută. Nici nu sună rău treaba asta. Frumosul cu... Utilul cu frumosul? Nu, rău necesar. Da. Nu s-a inventat încă altceva cu valențe mai bune. Celelalte încercări au eșuat în mod lamentabil, cu suferință multă, fie că au fost dictaturi de dreapta, fie că au fost de stânga, fie că s-a numit socialism, fie că s-a numit nazism, fie că de oricare ar fi franchist, fost, ce Dumnezeu mai sunt, peronist... După numele, ismele astea când au apărut, au început numele, și probleme. A tot știitorilor. Da. Nici măcar de monarhia candidat, n-a fost o rețetă sigură, ci a ținut cel mai mult până la urmă. După aia au venit ismele. Monarhiile, stați un pic, monarhiile absolutiste, care sunt tot o dictatură, nu au fost ceea ce trebuie. Cele constituționale, tot respectul. Pe plan general au rămas puține. Ok, toate clădirile de pe centru sunt de închiriat, geamuri cu fel și fel de hârtii lipite spre trotuare. Din nou o generalizare exagerată. Sunt, și poate nu chiar foarte puține, dar nu că toate. Mergem împreună când dorește și facem un procent și garantez că cu mult peste jumate sunt funcționale, nu cu ziarul în geam. Așa că știu la ce face referire, dar acolo primăria, în mod normal, nu are decât cel mult să intervii, să nu fie curate geamurile sau, mă rog, închise într-un alt mod. Dar nu putem interveni pe proprietatea omului, nu putem noi închiria în locul lor, nu-i putem obliga să închirieze la un preț astfel încât să fie atractiv. Fiecare își închiriază proprietatea așa cum consideră. Da, noi putem condiționa ca în anumite zone să nu se desfășoare anumite activități. Dar nu putem... există o sincopă asta a proprietarilor care au cumpărat apartamente de muncă și nu mai sunt de găsit. O astfel de situație generală avem. La fel, nu este nu sunt într-un număr foarte, foarte mare, dar sunt. Sunt realități. Vedeți, orice lucru care nu a fost bine făcut la început, în timp se vede și durează foarte mult să se îndrepte. Să nu ne mințim. Au fost apartamentate, vândute și mai ales revândute după 90, într-un sistem din ăla, încă socialist, pe un televizor ți-ai luat apartamentul... Legea 112. Așa, de 300 de metri pătrați, după care nu ai avut bani să-l întreții, după care nu mai tot rostogolim subiectul și atunci se vede, dacă acolo ar fi fost proprietar pe măsura
apartamentului, adică astăzi la prețurile de acum nu-și mai permite oricine să cumpere acolo. Cine își permite are și bani să plătească și căldura și să-l zugrăvească și să-l întrețină și să-l îi facă fațada, dar încetul cu încetul lucrurile se așează. Acești proprietari de anii 90 vând, unii mai în vârstă se duc, vin moștenitorii care de asemenea își împart. O să vedeți că se așează. Lucrurile încet, sigur, încet. Ne vin și mesaje din online, eu vă amintesc și de numărul de telefon, dacă cumva sărim peste sau doriți să intrați în direct, puteți să o faceți la 0357. Sar eu peste mesaje din cauza că nu toate intră. Este un algoritm aici mai deștept decât pot eu să biru. Ați făcut algoritmul astfel încât să fie numai cele critice. Mult mai deștepți decât aș putea eu vreodată să-mi imaginez. Ocoș, cum ar zice cineva. Ocoș conține și o doză de geală. Ați auzit ideea? La noi, în Transilvania, dar în maghiară... Geala e în Banat. Mă rog, am Banat să fie atunci. Dar Ocoș, în frumoasa dumneavoastră limbă, înseamnă deștept. Deștept, numai că dacă chiar... punem la A o pălărioară, să fie deștept. Aha. Cam. Aha. Se poate interpreta și în felul ăsta. Iar geala, din câte am aflat eu, într-o cafenea frumoasă din satul Birkiș, e cuprindere. No. Așa am fost edificat. Și din ce vine? Te pomeni că din turcă. De pe vremea când era sub... era pașalâc. Okay, că bun. Sună puțin, ducea... Pe acolo, pe undeva. Îi okay. rog data viitoare să fiți veniți mai bine pregătit când lansați ceva pe piață, ca să avem o bază de discuție cât se poate de serioasă și o emisiune pe măsură... Documentată, da? Documentată, nu... Așa. Bun, așa să fie. Bună seara, ne spune Ciurar Trifu. Bună seara, domn primar, ne spune Miloș Marcel. O întrebare scurtă pentru dumneavoastră, dacă puteți moderniza parcul Eminescu, veți moderniza, noi care ne jucăm șah acolo, vă întrebăm dacă se vor mai schimba mesele de șah, dacă s-ar mai putea pune o copertină în caz de ploaie asupra lor. Mulțumim, ar trebui și poliția locală să umble mai des prin zona respectivă, deoarece copiii din ziua de astăzi mâzgălesc și rup tot. Ea îmi pune mai des, dar nu știu să joace șah. Salutăm pe Adrian Toma cu ocazia aceasta. Da, și nu că ne trezim că ni se cere să-i trimitem acum la cursuri de șah după aceea. Lăsând gluma la o parte, da, o să vedem cum facem acolo, dar da, mesele le-am schimbat, nu cred că au 2 ani și ceva. Mm-hmm. 3, maxim. Nu da, țin ele la asta, solicitările. La să vedem cu copertina, fiind parc, fiind zonă verde. Da. Da, se întâmplă deseori să fie problema respectivă. Ciurar Trifu ne scrie așa: locuiesc într-o locuință socială și are foarte multe crăpături, ne spune dânsul. Da, așa este când primești, probabil că e din clădirile cele vechi. Problemele astea vor exista tot și timpul. Și le vom mai avea, încercăm să menținem cât se poate un nivel decent, dar na, prioritățile noastre în ziua de azi sunt mult mai generale și mai multe și mai, nici nu știu cum să le calific, de exemplu, căldura, nu? Nu puteam să luăm bani de la căldură, să ne apucăm acum să renovăm locuințele sociale, că nu știu unde e mai crăpată sau... Asta este. Ok, îmi vine mie un mesaj în privat, îl citesc. Am crezut că vă vine așa. Da, nu nici chiar așa, nu ne-am conectat încă la Astre. Vrem exercițiu de evacuare, situații de urgență plus cutremur cu sirenele orașului. Dacă ne ajută primăria, ne întreabă o doamnă educatoare, Dana Bartiș Mocanu, pe care o salutăm. Deci vrea să o evacuăm pe doamna? Nu, să facă un exercițiu cu copiii. Nu, stați să ne înțelegem. Pot să o îndrum pe doamna, putem, vorbim serios acum, știu că e un pic de... mă rog, emoție. Da, e. Pe subiectul acesta, toate exercițiile acestea sunt coordonate de către ISU. Da. Noi suntem, să spunem, parteneri. Noi întreținem sirenele, de exemplu. Sunt pe clădirile noastre. Dar nu putem să organizăm noi. Uh-huh. Din cauza că? Așa e legea. Sunt ei o instituție specializată. Așa, și puteți insista cu ceva hârtii să înaintați pe acolo? Sau? După, stați numai că cineva mă bâzea. Uh-huh. Ok, am și eu unele impedimente aici cu niște sârme pe care am călcat și vă vedeți doar dumneavoastră.
Așa că sunteți în prim plan până nu-mi rezolv eu aici unele aspecte legate de comunicare. Și deci nu se face din cadrul primăriei exercițiul respectiv, nu, ci doar suntem, de la ISO. Suntem parteneri, dar nu suntem noi integratori. Dacă doamna dorește, putem să vorbim cu cei de la ISU, să vedem în ce condiții, dacă pot, oricând, sau sunt într-un program aprobat inițial, pentru că suntem instituție militară, să se poate fi schimbat, n-ar fi... E subiect de discutat, nu-mi permit să promit, pentru că știu că nu sunt eu decident. Mm-hmm. Eu sunt un intermediar și am toată deschiderea și toată dragostea. De-a lungul timpului, poate că nu începuse partea asta emotivă, știți că s-au mai auzit sirene de foarte multe ori. Ele când în când sunt verificate dacă funcționează, dacă nu știu ce. Mă rog, se anunță, dar nu toată lumea e pe fază și mulți se întrebau ce se întâmplă, ce se întâmplă. Știți că mai am și spus, hai să vedem cumva tot cu ISO, dacă reușim să comunicăm mult mai bine, pentru că o să ne trezim cam povestea aia cu lupul la oi. Știți, la un moment dat, când Doamne ferește ceva, nu mai reacționează nimeni, că iară se joacă ăștia de-a sirenele. A și fost o declarație a Inspectoratului General pentru situații de urgență astăzi, cum că de ce n-au primit oamenii mesaje pe ro alert din cauza cutremurului, și a fost acolo că nu se poate prevedea un astfel de bine, scenariu. Ca să înțelegeți cât e nivelul de înțelegere a unora, evident, sub imperiul emoției, asta ar fi de mult caută omenirea dacă se poate măcar câteva minute să se poată anticipa un cutremur. Deci e clar că n-ai cum să primești mesaj de raw alert că vine cutremurul. Până vine mesajul, cutremurul s-a dus. Tocmai a trecut, s-ar putea să nu mai aibă cine citi mesajul. Da, deci există o serie de probleme. Dar poate că acțiunile coroborate și o bună organizare, pentru că facem parte din comunitate, dacă se cere așa ceva, poate se poate înainta nu către cred că organele competente. A deja vorbit ca din cărți. Să trăiți. No, păi, noroc mă. Cărți am citit. Din cărți vorbim. Dar nu de șeptică, nu? Nu, de alealte, de Popa. Aha. Jolly Joker. Așa, sau mai este un joc din ăla când toate cărțile sunt la oaltă și două stau așa, cum e ăla, și tot scoatem cărți de sub și după aia pică. Construcția respectivă. Nu se poate juca în mijloace de transport în comun dacă se mișcă tot. Ok, bun, mergem mai departe. Vă mulțumesc pentru răspuns, ne scrie CSL, CSL. Bună seara, nu știți, vă rog, când intră programul Rabla, ne întreabă Ioana Danci. Deci să ne înțelegem. No. Da, o întrebare și mulțumesc. Prim plan. Da, programul Rabla, mă tot la fel, e un program în care principalul actor, în mod indirect, pentru că e finanțatorul, e AFM-ul, Fondul de Mediu. Da. După mulți discuții și negocieri în urmă cu an cu ministrul mediului și cu cei de la AFM, s-a convenit ca din cei 3.000 de lei, 2.400 de lei să-i dea Fondul de Mediu și primăria să pună 600 de lei pentru fiecare mașină. Deci cei 3.000 de lei. Urmând ca primăria să fie cea care se ocupă de implementare, să adune documentele, vine omul, depune la noi, facem dosar, tot ce trebuie, facem plățile. Deci fondul, dar fără aportul Fondului de Mediu, noi nu putem. Eu am fost, cum să zic așa, precaut și gospodar, știind că urmează ca Fondul de Mediu să facă pașii necesari, să dea ordinul cum se face, ce se face, să vireze cei 2400 pe autovehicul, și am bugetat cei 600 de lei per mașină, știind că în primele 6 luni ulterior nu mai pot bugeta. Și m-am zis, domnule, dacă nu pun niciun ban acolo, nu bugetez nimic, o să vină ăștia, gospodarii de la București, și o să dea toată directiva și o să zică, na, apucați-vă să dați la oameni, să luați mașinile vechi, să le dați banii și eu să-mi vină ăia 2400 de lei și să nu-i avem noi pe aia 600 și legea să nu-mi permită să fac ăsta. Ne-am trezit și inclusiv discuția asta am avut-o ieri între noi la Asociația Municipiului, că noi toți ne-am pregătit și cei de la Fondul de Mediu încă își numără banii, ca să nu zic altceva. Păi poate se dă drumul când vine momentul electoral maxim, da, nu? Să spună, băieți, uite, vine pică, banul. Da, atunci au fi la anul sau la și mulți ani. Nu și știu, la mulți totuși, ani, mai facem administrație pe bune sau numai așa, după vânturi politice. S-a promis la oameni, este un interes național, european, mondial să se scoată mașinile poluante, dar știți cum, lucrăm iară numai la un capăt și nu noi, că aici la fel nu suntem decidenți. La intrări nu punem niciun filtru
și pot să intre tot felul de mașini vechi de 100 de ani, da? După da, care în țară, din țările străine, să vină toate hârburile. După care noi toți românii, că din banii noștri și ce dă fondul de mediu și ce punem noi de la primărie, nu-i face nimeni la Xerox. Îi dau românii noștri din buzunarul lor. Cei Corect. Mulți pentru câțiva care își predau mașinile. După care noi toți plătim ca să le casăm. Păi n-ar fi bine să mai punem o minimă barieră și pentru intrările astea de mașini poluante, ca să nu folosesc alt termen. Mi se pare că așa ar gândi cineva coerent și gospodar cap-coadă. Așa e ușor, avem bani la fondul de mediu, să se descurce primăriile, să mai pună și ele niște bani, că în prima fază, fac o paranteză, vreau să punem noi jumate din bani și ei jumate. 1500 noi, 1500 ei, să-i dăm noi pe toți și o să ne dea ei când i-or avea. Adică niște glume din astea, de bătaie de joc pe banul public local. Dar închid paranteza și revin. Așa ar fi normal. În prima dată să punem bariere, să nu mai avem atâtea intrări și apoi, cu un efort pe care îl facem așa cum e gândit acest mecanism, în câțiva ani de zile, cu programul Rabla, să le scoatem de pe piață pe toate. Așa nu se va termina discoteca, ca să nu zic circoteca asta, niciodată. Noi nu o să reușim să casăm cât într-un an, cât te intră într-o lună, două. Oricum, epoca am făcut? Unii de afară sunt șmecheri că ni le dau nouă. Încet, încet, în orașele mari vom trece spre metodele alternative despre care vorbește toată lumea, nu din altă cauză, dar din cauza costurilor, pentru că va costa foarte mult să avem mașină. Așa ar trebui să gândească toată lumea. Ne mai vorbim de două sau trei mașini pe familie. Ceea ce se va ajunge, aproape spus, imposibil. O mașină nu înseamnă doar când o cumperi și cât o cumperi. Da. Mult mai multe vor fi celelalte. De la unde o ții, cât plătești pentru ea să o parchez, de la taxe și impozite. Și uitați, mi-asum, nu cred că am mai spus în emisiunea asta și o să mai discutăm, probabil în anii următori, dacă ne ajută Dumnezeu să fim sănătoși, dar nu într-un interval foarte îndepărtat. În ultimii ani, pentru a promova subtitulatura mașinilor nepoluante, mașinile electrice, ele sunt scutite de taxe și impozite locale. Un gest corect. Dar uitați-vă deja pe piață ce mașini electrice circulă în România. Și da, acum nu facem reclame, dar asta e. Tesla, Mercedes, BMW-uri, electrice, Jeep-uri altele, SUV-uri, limuzine de lux, mașini de zeci, ca să nu zic unele suta de mii de euro și spre 200. Și ele nu plătesc zero taxe și impozite. În timp ce pensionarul nostru care mai are o Dacie, poate, plătește. Eu nu zic să nu plătească și el, mai ales că e și poluant. Dar ar trebui deja să ne cam gândim, să regândim conceptul. Da, promovăm mașina electrică, nu știu, anumite, vezi, la astea au fost înainte pe capacitate cilindrică. Acum aici, nu știu, pot să discute specialiștii. Dar gândirea a fost la impozitul la mașină ca și la proprietate, pe măsură ce e proprietatea mai mare, mai scumpă, și impozit mai de lux și impozitul să fie pe măsură. Nu-i totuna un apartament de două camere cu o vilă, da? Mai există și componenta aici ecologică. Aici vă opresc un pic, pentru că până atunci s-ar putea să se dovedească faptul că ele nu sunt chiar atât de ecologice. Asta vine problema bateriilor din spate. Un alt trec cei 10 ani până acolo. O să treacă valul. Eu sunt unul dintre cei care tot spun, fără a mă da mare specialist, că nu e chiar așa. Pentru că, pe de o parte, energia electrică cu care se alimentează nu se produce din nicio sursă fără să aibă și componentă de poluare, mai mare sau mai mică. Dacă vorbim de gaz, cărbune, e cu poluare mai mare. Dacă vorbim de apă, hidroelectrica, evident că construirea unor baraje, inundarea unor zone, ridicarea nivelului apelor, toate lucrările de acolo afectează într-o măsură mediu, dar nu-i de ales și trebuie să promovate și sunt susținătorul lor. Nuclearele au și ele deșeurile nucleare, eolienele au și ele avantajul lor, dacă e să fim mari iubitori, cum sunt unii duși la extremă de animale și păsări, unde sunt vânturile cele mai bune pentru eoliene, acolo e și coloarul de migrație a păsărilor, că și ele, animalul instinctiv urmărește asta. Panourile solare sunt și ele foarte bune, dar să vedem la un moment dat, după 10 ani, când nu mai
iese din garanție. Cum le reciclăm? Ce reciclăm cu ele? Suprafețele pe care le punem sunt suprafețe de cele mai multe ori pierdute, deci trebuie găsite doar terenuri mai puțin productive. Acum s-au mai început și variante, să mai pui ceva totuși sub panourile alea dacă crește. Deci nu există 100% o energie produsă fără să afectezi într-o măsură sau mai mare altceva. Doi la mână, așa cum ați spus, ce faci cu bateriile, că nu-i mai ai o baterie de mașină din aia așa cât mapa asta mea ca dimensiune. Masa asta de două ori și cam în și tot la fel și maxim 10 ani caput. Da, da, da. Ce faci cu ele? Unde le duci? Cum le reciclezi? Nu știu, eu așa, la capitolul ăsta, pe oricare îl întrebi, la, las că o vedea noi, se rezolvă, să zic, sigur, da, las. Păi atragem din numeri, că nu mai suntem noi responsabili. Da. Marius Bondor ne scrie, dacă din acest an se va construi centura de sud-est, nu ar trebui ca primăria Arad împreună cu cea din Fântânele să pregătească proiectul pentru pista de biciclete de-a lungul drumului județean spre Fântânele? Este o distanță relativ mică, iar pista este necesară, ne spune Marius Bondor. Da, de ce trebuie să fie pista pe lângă drumul ăla? Pentru că este o discuție să facem pista pe lângă drumul, bănuiesc că se referă la județeanul existent acum. Mă gândesc că da, că, nu da, specifică, dar noi, probabil. Noi suntem în discuții cu primăria Fântânele, se caută soluție de finanțare, avem toată deschiderea, am discutat de câteva ori cu domnul primar, am spus că venim parteneri cu tot dragul, îi lăsăm lideri de proiect, pentru că noi le avem ale noastre pistele până în Sinicolau, până la limită aproape. Poate primi și punctaj mai mare, fiind primărie mică. Să vină, n-am nici cea mai mică problemă de a fi alături de ei într-un astfel de proiect și să sperăm că la un moment dat va fi, să trecem de la vorbe la, nu la fapte, ci la bicicletă. Okay. La biciclă. Bicicli, da? Exact. Viorica Kindriș, bună seara. Mircea Pavel Șofran, pasarela de pietoni peste calea ferată stă să cadă și arată super degradată și nesigură. Nu stă chiar, mă refer cea din Aradul Nou. Da. Am mai spus de a nu știu câte ori că nu este a primăriei, e o discuție cu CFR-ul acolo, promisiuni că se face, se reface, se ăsta. Noi am mai intervenit, noi așa, cu un gentleman's agreement acum vreun an și ceva și am mai schimbat becurile acolo, am mai sudat basturile, am mai sudat balustradele, am mai vopsit un pic, am mai folosi și un pic de ciment unde a fost cazul. Dacă este cazul, în continuare o mai upgradăm noi, dar nu o putem reface, nu putem băga într-un recau, că nu e la noi. Știu că e foarte greu să explici cuiva ceva că e în orașul tău și nu-i la tine și ca primar sau decident să tot explici cum nu se poate. Nu-i deloc plăcut, dar nici nu pot să mint. Ok, DJ Dark Alexandru, dacă vreți un oraș civilizat, dați locuințe și locuri de muncă oamenilor și veți vedea că scăpăm de boschetari și de infracțiuni și chiar de critici, mai ales ale tinerilor. Faceți o șansă la un viitor, sigur, să vedeți ce rezultate bune veți avea. Mulțumesc, nu știu ce vârstă are, dar cu atât mai mult dacă e tânăr, e un pic sub imperiul unui drum greșit. Primăria trebuie să dea locuințe. Asta era în comunism. Primăria trebuie să dea locuri de muncă? Nu. Doar atunci primeai casă, loc de muncă și dacă nu vroiai, îl primeai și te obliga să mergi, dacă nu-ți plăcea, îți dădea de la frigider la mobilă, dar în anumite condiții și cu așteptare și cu ani de zile și nu cum vroiai tu și cum vroiai și n-aveai voie numai un apartament sau o casă și nu cu câte camere vroiai tu și doar în funcție de câți membri în familie erau. Nu. V-ați spus și luau casa dacă era prea mare. Asta e altceva. Reapartamental. Alt subiect, da, și dintr-una dădea la trei și mulțumea pe trei. Așa era sistemul. Da, locuri de muncă o administrație creează în mod indirect, fiind un partener corect și loial investitorilor, celor care vin, dacă există teren, să-l pui la dispoziție, dacă nu, să fii primitor, dacă poți să faci drum, apă, canale în acea zonă, să dezvolt cum așa dezvoltat Aradul zonele industriale din jurul orașului, să fii primitor cu acei oameni, nu să le trântești ușa nas, nu să le spui că n-ai timp de ei, nu, Doamne ferește, să le condiționezi să-ți dea ție ca primar ceva, dacă ce vor și ăștia pe aici? Atâta investiție fac și nouă ce ne iese? Astea s-au întâmplat în România din 90 până acum în unele situații deloc neplăcute. E, în schimb, reversul, dacă faci toți acești pași de normalitate și civilitate,
locurile acelea de muncă vin în mod natural, oamenii au loc de muncă, având loc de muncă, au un venit clar cât mai mare posibil, de acolo își ia și statul și primăria impozitele sale, omul acela consumă în oraș, poate în prima fază merge în chirii și banii aia intră în economie, nu stau goale unele apartamente, după aceea poate își mai ia și un credit, că îi dă banca, fiindcă are un venit consolidat și clar și își cumpără sau își construiește ceva. Așa e mecanismul, nu să facă primăria din banii tuturor să-i dea unuia sau altuia. Pentru că nu mai trăim vremurile respective. Nu, dar nu, și nici atunci nu dădea primăria, dădea statul prin ceva agențiile lui. Mă rog, ce era atunci. Țineași de Partidul Comunist. Dar nu asta e problema, nu că nu mai sunt vremurile alea. Principiul nu e corect. Principiul care îl aplicau atunci nu era corect. Nu pare uneori acum că, wow, ce grozav era. Cei care am trăit știm că nu era chiar așa. Da, unii s-ar putea să aibă încă câteva dorințe de astea neîmplinite. Pentru că scoate din context, ia doar ce le place. Ba, ce fain a fost aia, tu n-ai nicio grijă să ai tu loc de muncă unde terminai. Da, te n-ai o școală sau o facultate, erai profesor și primeai, sau medic, și primeai loc de muncă, tu erai de aici și primeai în Delta Dunării. În nu știu care să tuc de acolo sau în munții Făgăraș, nu știu unde, și n-aveai voie să pleci de acolo. Da, vroiai să te stabilești în Arad sau în Timișoara, oraș închis, nici nu mai știu nici ce era aia. Nu primeai buletin, nu puteai să stabilești un domiciliu aici. Vezi filmul Buletin de București. Da, da, e dintr-o realitate, doar dacă te căsătoreai cu cineva care era de acolo. Din interes. O întreagă nebunie. Da. Ok. Deci nu merg lucrurile, nu sunt cum povestesc unii. Povestesc ce le place. Domnul primar, să știți că în Austria fac în fiecare sâmbătă exercițiu cu sirenele și ce facem în caz de cutremur, ne întreabă același domn Litu Nicolae Andrei sau Litu. Da, eu tot repet, sunt un parte. Oamenii sunt speriați încă, da, de astea două povești. Da, multă emoție acum și evident, revin la ceea ce am mai spus-o cu alte ocazii. Noi ca stat, România, suntem un stat super, hipercentralizat când adunăm resurse și descentralizat sau federal când e de rezolvat local ceva. Pe un astfel de domeniu, cum e cel al cutremurilor, statul are atâtea instituții centrale cu ramuri până la noi, pompieri, cum ești noi, ISU, structuri militare. Nu poate să vină un primar să-i comande pe oamenii ăștia. Nu pot eu să-i scot să le stabilesc când să facă. Da, ce spun oamenii corect. Ar fi trebuit și ar trebui și până nu e târziu. Începând cu grădinița, ce se spunea acolo. Să faci acțiuni, da, în care să-i spui cum să iasă, ce să facă, le dai o alarmă. E, toate astea nu se fac după niște proceduri foarte clare și nu se poate la Arad să se facă într-un fel, la Constanța în alt fel, la Timișoara, că-i primarul neamț, să se facă nemțește, la Sfântul Gheorghe, nu știu. Da, sunt realități. Ele, da, ești stat unitar. Să fie o politică națională pe așa ceva. Și noi venim cu toată deschiderea unde ni se spune și ce trebuie să facem noi de la primărie. Dar nu putem fi noi vioara întâi la așa ceva. Dacă ne lasă legea și ne spune clar, devenim noi vioara întâi, dar să ne spună și mai departe ne descurcăm. Altfel încalc normative, încalc reguli, ca să nu spun legi. Da, se poate întâmpla. Acum și-au adus aminte toată lumea de cutremure și din nou se... Așa, o să vedeți oameni politici, o să vedeți unii decidenți de la nivel central, cum încep să dea pe indicații, cum încep să se agite, cum îi lovește dragostea de popor și de țară. Dar lucrurile astea nu se fac doar acum. Lucrurile astea se fac, sau ar trebui să fie făcute, an de an, an de an, cu o politică coerentă pe domeniu, cu perioade, cu variante, cu... și la incendii același lucru. Bun, mai noi, departe. În concluzie, noi suntem aici. Am fost și înainte, suntem și acum și vom fi și în viitor. Noi vorbesc instituțional, cei din administrația locală. Cum ni se cere, ce ni se cere, aia facem. Da, să știm în câte săli de sport, dacă, Doamne ferește, e cazul, se cazează oameni. Da, ne sunt suficiente rezervele pe care nu le avem noi, ci le au tot rezervele de stat sau instituțiile acestea de pături, paturi cu care trebuie să dotăm în caz de ăsta. Da, cu care mașini de la noi, câte punem noi la dispoziție să transportăm? Nicio problemă, le punem la dispoziție. Dar încă o dată, să promit ceva ce știu că nu depinde 100% de noi?
Nu e normal. Nu e normal. Amintesc că avem un număr de telefon. Până acum nu ne-a căutat nimeni, e liniște, dar asta nu e de rău. Deci haideți totuși să nu uităm. Oamenii care se uitau și ne sunau sunt niște romantici și s-au retras acum pentru că există alte chestiuni de rezolvat la orele serii. Bună seara, ne scrie Sorin T.O. Pe strada Fabius, în calea Radnei, există o benzinărie, iar panoul cu numele și prețurile benzinăriei obstrucționează vederea la ieșire de pe strada în calea Radnei. De asemenea, cei de acolo își parchează mașinile până în intersecție și astfel blochează o bandă de circulație a străzii. Toate acestea făcând ieșirea și intrarea pe strada în calea, din calea Radnei periculoasă. Se poate face ceva? Ne scrie domnul Sorin. În prima fază să verificăm cât din ceea ce spune se confirmă. Și dacă se confirmă, vedem cum remediem. Acum bănuiesc că nu dorește să dărâmăm benzinăria. Nu, nu de benzină, doar am de panou. Panou, mașinile, de-aia am spus. Probabil că văzut, cel puțin analizat. Cu siguranță o parte de adevăr există. Gabriel Stoica ne scrie: felicitări pentru toți ce faceți în orașul nostru model de primar. Marcel, mulțumesc. Putem îmbunătăți, dar mulțumesc de aprecieri. Marcel Jurjuț ne scrie: bună seara, piațeta din fața stadionului se mai face sau rămân doar fotbaliștii tăiați la traforaj montați până acum? Statuia care ați găsit-o la Recons, nu o recondiționați și o montați statuia acolo? Statuia pe care am găsit-o la Recons, am discutat-o cu unii oameni din marea pasiune pentru UTA, care au venit și mi-au arătat niște schițe, că au dat deja comandă, că aia e din beton, e veche, nu are rost să o mai refacem, că vor face alta. Am și eu schițele, mi le-au trimis pe telefon atunci. Ca om de bună credință, unul dintre cei care susținea acest lucru, nu dau nume, era unul dintre acei finanțatori care doreau să investească la clubul UTA și nu avea nicio legătură cu subiectul de a investi la UTA. Era altă poveste. Separat, împreună cu oamenii pasionați de UTA, spuneau că au comandat și vor face această statuie. Am discutat ochi în ochi, am întrebat, vreți să vă ajutăm noi cu ceva? Nu, stați că o facem, o ducem, să vedem atunci cum o montăm și cum facem. Ok. Pe cale de consecință, cred că am fost cât se poate. Eu m-am dus la întâlnire, am ascultat ce mi-a spus, am întrebat frumos dacă trebuie să contribuim cu ceva ce se cere primăriei și... Și cam atât. Păi nu ar mai lua decizia la cererea lor. Ok. Deci s-a rezolvat deocamdată, păi, nu se poate. Nu s-a rezolvat că nimic. Acum la continuarea frazei în care alea s-a făcut, îl rog să facă, îi mulțumesc frumos, nu știu cine e domnul, sunt 11 jucători acolo, da? Îi rog să ne facă dânsul o rezervă la traforaj. A spus că-s făcut așa, la traforaj, nu știu ce. Îl rog să ne facă și eu îi promit că pe banii mei o montez acolo cu numele dânsului. Adică, hai să nu ne jucăm așa de-a cuvintele. Da, acolo mai vrem să punem niște bariere să nu se intre. O să vedem dacă pavăm în fața stadionului, să pavăm și acolo să nu fie doar asfaltul. Altfel, înainte tot s-a spus să dispară gardul, că e urât, că nu știu ce. Mai trebuie să punem, sunt promise tot din bani privați, niște băncuțe și coșuri de gunoi. Și ce să mai facem la piațetă? Dar dacă dânsul știe și se pricepe așa de bine, îl rog să ne facă și dânsul la traforaj, să vadă cum e de ușor la traforaj, dacă așa zice că e. Bun. Că vedeți la lucru, gata, hai, hop, țop. Și iar țop. Municipalitatea lucrează la câteva din punctele termice arondate, câteva puncte termice secundare, rețele. Rețele punctelor termice, da? Și punctelor termice, pentru astea care am primit câte finanțări, vreo 6 puncte. Marea poveste termice a termoficării a Rădenei, despre care o să vorbim, cred că, în viitorul relativ apropiat, dar nu despre ce acum, ci doar despre aceste puncte termice și rețele. Da, tot așa, pe finanțări europene, pentru că sunt bani mulți și aici, pe cum obținem câte o finanțare, cu tot deranjul, nu avem ce să facem. Spargem unde-i de spart, dacă putem merge pe spațiile verzi, facem deranj doar acolo, să înlocuim. Îi rog să pe cineva care e de bună credință să întrebe pe oamenii în care, la care s-au schimbat aceste rețele secundare sau principale în toamnă și au intrat în iarnă pe nou sistem, să zicem, da, să spună cât e diferența de mare față de ce era înainte. De la apa, temperatura în calorifer, până la apa caldă la robinet, care nu venea cu zecile de minute și acum în cât timp vine. Deci căldură pe rit nou, să spunem așa. Da, degeaba o să facem eforturi să upgradăm cetul, să avem producție mai bună, în condiții mai bune, dacă toată, o mai bine de jumate o pierdem pe drum, pe rețele. Deci la ambele capete trebuie lucrat. Bun.
O serie de străzi vor beneficia de lucrări, este vorba despre străzile Digului, Vulturilor, Lucernei și așa mai departe, pe programul Anghel-Saligny. Ăsta ce e cu el până la urmă? A rămas așa în penumbră. N-a rămas nicio penumbră, este un PNDL, program național este. PNDL 3, adică niște bani pe care nu-i dai din buget și ți-i dă guvernul. A trebuit să identificăm străzi de pământ, dar ne trebuiau documente clare pe ele că sunt ale noastre. Acolo se face și canalizare și apă și asfalt. Noi am mai avut un PNDL 2 în ultimii 3 ani și ceva, 4, care am făcut 55 de străzi. Acum mai sunt încă câteva în completare, nici nu mai avem foarte multe. Mă bucur că e așa. Vom continua. Așteptăm banii de la guvern și să putem da drumul la lucrări. Bun, perfect. Tot aici, nu, este vorba de alți bani, dar câteva canalizări care se vor reabilita pe câteva străzi. Se ridică totul la vreo 7.400.000 de lei. Lucrările ar putea începe la finele acestui an sau cel târziu, la începutul lui 2024. Asta înseamnă că iarăși facem ceva și cedăm companiei de apă, care după aia ne spune că nu se pot desfunda. E întrebare după cu care, băți. După care ne... Băți în gard. După care ne ia banii pentru apă și canal. Așa e legea, nu e o problemă. Important este să avem... Da, avem ceva, avem noutăți acolo. Nu, uit eu că am primit benzinăria de acolo. Știți, și eu lucrez online. Tot felicitări tot. Pentru benzinărie. Dacă tot ați primit o benzinărie. Cu cât dați litru seara asta? Ceva ofertă pentru... Eu nu dau cu nimic. Na, bun. Ok, atunci o să insistăm la gazolină și la etilare cu tetraetil în cada de baie. Dacă e până acolo, sau mai încercat în Arad, a funcționat schema. Unii pronunțau greu în anii aia și tetraetilul, alții din ziua de azi nu știu despre ce e vorba cu gazolina și tetraetil. Dacă mai caut bine pod, atunci pot să vă mai aduc. Dar am funcționat și am circulat grozav. A fost apropo ceva. Apropo de, uite că mi-ați mai adus aminte și de asta. Da, nu aveai, asta e paranteza. Da, n-aveai benzină la mașină, aveai o cotă de 20 de litri pe an, n-aveai voie să circuli în weekend-ul, cred că duminicile era numai atunci. Soț, fără soț. Într-o zi, într-o săptămână cu numărul cu soț, în altă săptămână cu număr fără soț. Erau două variante pe care cei cu dare de mână, una și-o permiteau, cei cu dare de mână să-și cumpere două mașini și să aibă una cu soț și una fără soț. Așa. Sau varianta coroana, în care plimbai o coroană de mort în mașină și când, mergi la mort. Când mergeai, ți se rupea sufletul. Doamne, a murit, ce să fac? Nevasta îmbrăcată în negru lângă tine plângea, că tu la mormântare unde aveai tu treabă, pă, nu știu. Cine știe unde. Și atunci, da, și milițianul, da, multe ori se făceau și ei că te cred. Ați auzit de Linda Vett, nu? Da. S-a mers și cu ăla. Exact așa s-a mers cu el. Numai că nu mai vedeai în fața ta. Era trebuia să oprești când mergea trabantul în fața ta. Da, da. Aveți și precedente cu trabant pe petrol. Asta am auzit într-o altă poveste. Se rezolva și dezinsecția cu ocazia. Atunci nu mai trebuia să dai cu nimic, că mureau... Toți șvabii. Și nu ne referim la minoritate, ci la acele gonge mari. Da, prin mare așa. N-aveau unele mașini, aveai voie să părăsească raza județului. Aveai producție dacă erai legumicultor. N-aveai voie să pleci să vinzi în alt județ și în general se mergea pe piața de la Brad, pe piața de la Deva, pentru că erau mineri care acolo nu produceau și aveau bani și cumpărau și tu n-aveai voie să ieși din județ cu marfa ta, cu munca ta. Să mai dau alte exemple de vremuri idiote. Avea omul apartament și rece în calorifere. Și asta i-a plăcut la nebunie. Marius Corțea ne scrie: bună seara, domn primar, cum rămâne cu toaletele publice din oraș? Mulțumesc! Se face. Ca să nu zic se fac. Așa. Păi suntem într-un proces de dezvoltare, poate mult mai lent decât ne-am dorit, dar totuși, am mai spus, s-a făcut în 23 august. Următoarea e gata și va fi dată în folosință terenul de la Slavici. Piața din catedralei la care se lucrează e prevăzută și ea cu o toaletă de asta ecologică cu fise. Mai avem noi... Aia e doar pentru vizitatori. Copiii merg la școală. Că ei dacă au ore, atunci trec dincolo la vestia. Spațiu deschis, până la urmă e publică. Da. În piață la fel, cum am spus, în piața catedralei vechi va fi publică. Mai avem noi în gândire încă vreo 3 sau 4 locații pe care probabil vor fi funcționale cert ziua anul viitor. Prin urmare, de la ceea ce n-am avut 25 de ani, ca să nu zic 30, de 90 încoace, și pașii pe care am făcut, acum cred că trebuie să apreciați. Că se putea mai mult, că se putea mai bine, de acord. De ce nu s-au făcut ani de zile? Pot fi multe explicații subiective sau obiective, nici nu mai contează. Important este că acum suntem pe plus, nu pe minus.
Punct. Bun. Și atunci, bun, varianta aceea care exista până acum de toalete subterane nu va mai fi, pentru că... Vorba lui Evanghelie, trei cuvinte. Exclus. Exclus. Da. Așa facem. Mesaje astăzi n-au mai venit. Telefoane n-au venit. Avem o oarecare liniște. Dar de fapt, eu asta... închis ca să nu sune nimeni și să zică că e Valentine's Day. Da, și... și se bucură de companie, nu-i așa? Evident. Ok, zâmbim un pic. Este vorba și despre o perspectivă pentru acest final de săptămână. Puteți să ne spuneți ceva important ce urmează să se întâmple? Sau încă nu? La sfârșit de săptămână. Poate în zilele acestea, până nu ne vedem până marțea viitoare. La ce vă referiți? Exact. Bun. Deci o să dăm veștile când se dau veștile, nu? Săptămâna viitoare, marți, când ne revedem la o nouă emisiune, audiențe în direct. Vom trăi și vom vedea. Căci aceasta ajunge la un final oarecare, în care n-am avut telefoane, poate pentru prima dată până acum, dar dacă totuși vreți să vă răzgândiți, atunci puteți să ne mai sunați la sună-ne numărul respectiv. Sună-ne, te rog, tu și întreabă-ne ceva. Și întreabă-ne despre vreme, da? De sau despre ceva, orice altceva. Acestea au fost perspectivele pe care le-am discutat săptămâna aceasta. Dacă nu mai e nimic altceva, săptămâna trecută au mai venit câteva mesaje, dar cred că alea le-ați citit de atunci și nu cred că mai trebuie să le citim și să pe vedem. Post. Dacă e vreo problemă, mai răspundem o dată. Da, tot referitor la Radu Radea și alte chestiuni legate de bradul de Crăciun, taxe și impozite. Ce mai are și, și brăduțul săracu? Îi pus bine la anul? Îi scump. Îi scump. Îi scump, bine scump și buzunarul lesnă. Și banii publici. Bune, o folesnă aia care îi tăiam în fiecare an și aruncam. Bun, și atunci să vină un băț final în gard tot de săptămâna trecută, că n-am reușit să îl citim de atunci. Mihai Bogdan, domnule primar, o întrebare. De ce arătăm ca un sat în plin proces de depopulare, drumuri sparte, viață culturală IOC, investiții de calitate IOC, noi mai evoluăm sau nu, sau ne mințim de ani de zile? Să-i mai răspund încă o dată. Eu știu. Da, am avut vorba cu Dar l-am citit, ăsta era ultimul mesaj de săptămâna trecută. Nu, nu, acest l-ați citit dumneavoastră. Subiect pe care l-au mai rostogâit și unii și alții care am spus că nu e azi normal. Să terminăm cu un băț prin gard. Să ne să exagerăm, să ne autoflagelăm, să trala. Cred că nu, așa dacă aș putea cumva astfel de persoane atât de triste în exprimare despre orașul nostru, dacă aș putea să le iau de mână să-l duc prin alte părți. Într-adevăr, pot fi și zone și orașe sau zone din unele orașe în care lucrurile stau mai bine. Dar într-o mare majoritate procentuală, dacă l-aș duce, cred că ar avea o altă perspectivă despre cum ne-am dezvoltat și cum ne dezvoltăm, despre cât de sat suntem cu ghilimelele de rigoare, despre cât de cenușiu și gri suntem sau cât de colorați suntem comparativ cu griu și cenușiu din alte părți. Și aș putea să dau exemple, dar nu asta e treaba noastră. Important este că nu ne încălzește cu nimic dacă în altă parte e mai rău, ci și la noi să facem pași. Să spui că nu există cultură deloc în Arad, jignești pe toți cei care trudesc la acest capitol. Să spui că totul gri și urât în Arad înseamnă că umbli legat la ochi și pe centru și în unele cartiere. Să spui că totul e o depopulare și o plecare înseamnă să nu te uiți în contextul general al României, în care este exportatoare de forță de muncă și nu poate opri Aradul, dar nu vezi că Aradul pentru zona ei este un magnet și vine forță de muncă în Arad. Să nu vezi că vine inclusiv din Ungaria. Să nu vrei să vezi zonele industriale din Arad. Să nu vrei să vezi câte locuri de muncă s-au creat în ultimii 25 de ani în oraș față de ce era până atunci. Toate astea, dacă vrei să nu le vezi, nu le vezi. Dar înseamnă că nu ești orb, dar cel puțin chior sau cu cataractă. Bun. Ok. Acesta este unul din posibilele răspunsuri. Am crezut că asta e... Nu, asta e răspunsul. Aia poate fi unele din posibile probleme. Cataracta poate fi cataractă în sensul adevărat al cuvântului, adică o afectare a ochiului, sau o cataractă figurativă care se pune în altă parte, se întinde în altă parte din corpul omenesc, tot la cap și undeva puțin mai sus de ochi. No, bine... Adrian Costea ne scrie: bună seara, domnule primar, în Alfa se află o stație de asfalt. După ce va fi gata parcul, o să rămână tot acolo și aia poluează destul, ne evident, spune evident, am mai spus, această stație de asfalt nu este a primăriei sau pe terenul primăriei, este o stație de asfalt privată.
Noi am avut exact pornind de la același principiu, că noi vom dezvolta acolo zona oasă, nu facem acel parc. Am avut discuții cu proprietarii care au promis că într-un interval de câțiva ani de zile, ei am insistat că ce înseamnă câțiva ani de zile și mi-au promis că 3 ani de zile, vor muta stația de asfalt de acolo în altă parte. Au deja teren achiziționat în altă parte, au pus în lucru pentru acea zonă, prin urmare, premizele de gentleman agreement ar fi corecte. Cred că se va face acest lucru și nu vom ajunge în situația în care noi, ca administrație, să încercăm să trecem la măsuri restrictive, astfel încât să-i forțăm să facă acest lucru. Uh-huh. Considerăm că sunt arădeni și de bună credință și ceea ce au promis vor face. Bun, ne mai vine un mesaj din Micălaca. Mai avem acolo, acolo, să nu ne mințim, mai avem fosta aia, clădirea cărămidăriei, care este și aia privată și într-o stare jalnică, mai avem pe unul... Două coșuri mai avem. Alea bun, pot să rămână ca istorie și clădirea aia să o facem, dar eu spun ce nu este al nostru și ne încurc acum. O să vedem cu reglementăm. Mai există un tovarăș acolo cu o firmă de fer vechi și în ghilimele ars cauciuce și de obicei le face noaptea. Treceți mai pe acolo să vezi cum miroase câteodată, că unii se cred șmecher și asta. E, toate astea le vom împinge spre rezolvare, dar nu se pot de azi pe mâine. Am mai spus, așa cum 30 de ani nu s-a întâmplat nimic acolo și de 2 ani se întâmplă multe, cred că progresul este evident și se va asana. Ok, ne mai vine un mesaj, Crimol, îmi scuzați insistența, dar revin pentru a treia oară cu problema intersecției din dreptul blocului 524, Micălaca, strada Alba Iulia, la ieșire spre viaduct, unde sunt parcate mașini chiar pe colțul blocului. Chiar ieri am fost obligat să cobor din mașină în ciuda claxoanelor primite pentru a mă asigura, deoarece era parcată o dubă chiar pe colț. Mulțumesc anticipat. Și propunerea care ar fi să... Să mai reglementați situația. Interzis acolo, nu mai vedem încă o dată ce ne zice și poliția. Vizibilitatea redusă. Știu, am înțeles. Acum, știu zona și eu trec pe acolo. Se merge încet și foarte încet. Piloc? Nu, sau piloc. Aproape din loc? Dacă e cazul piloc când vine ceva. Acum, e greu să mulțumim pe toată lumea. Știți cum? Trecerile alea pe sub calea ferată, când s-a gândit tot ce a fost acolo vremurile. Alea nu erau. N-au fost pentru mașini. Noi le-am improvizat după aceea să trecem cu mașina. Erau să treacă pietoni, să unii la altă, nu erau. Conducte în alte așa, părți sau, cum zice așa unul, mutarăm conductele ca să facem loc să trecem și cu mașinile. Și acum ne plângem că nu avem, cum am vrea noi, vizibilități, culoare. Păi dacă n-a fost proiectat și gândit pentru așa ceva, când numărul de mașini era mult, mult mai mic. Acum? S-a mai vorbit și că pleacă trenul din Micălaca la un moment dat. Dacă se repară și se face o ocolire a orașului prin trenul Vladimirescu. Trenul nu pleacă. Este un proiect european finanțat. Să sperăm că se implementează cu o linie de medie viteză Arad-Timișoara, cu un pod nou peste Mureș, situație în care traficul pe actuala linie ar deveni mult, mult mai redus și probabil că ar fi un fel de linie de rezervă, că nu mai ia nimeni de acolo. A, deci rămâne totul. Cine știe, în dezvoltarea viitoare pe foarte mulți ani a orașului, poate că va fi ca un mic metrou de suprafață zona respectivă, care n-ar avea nicio problemă să deservească orașul. Ar fi păcat să distrugi infrastructura de cale ferată de acolo și să nu o folosești pentru așa ceva. Bun, aici se încheie în mod firesc emisiunea noastră. Am crezut că dacă ușor, nu veneau astea două mesaje, chiar gătam chiar mai supărați, repede. Chiar da? Vă supărați, am înțeles. Nu ne rămâne decât da, să ne luăm rămas bun. Și eu mă pregătisem așa, am dat și haina jos. Jos ceasul să putem am să... suflecat aproape și mânecile da. Să ne luăm la... Putem sări. Răspunsuri și când colo emisiune ușoară, da, vedeți ce... Înseamnă că așa va fi până de Dragobete, nu? Cine știe? Abar n-am. Dacă asta e varianta importată, atunci cred că va fi tradițional. Punem altă muzică până atunci. Ceva, o Maria Tănase, ceva de pahar, un Gică Petrescu. Duc eu sticlă de vin și un pahar. Să trăiți. De ce nu? Așa facem. Suntem oameni. Hai, acum am dus-o puțin în glumă, dar de ce nu? De ce să nu fie o muzică bună? Și aici gusturile pot să meargă de la simfonică până la... Aia mai puțin exemple. Complicată. Da, de ce nu un par de vin? Exagerările nu sunt în regulă. Prea plinul, prea multul. Alea e o problemă. Restul?
hai noroc și la mulți ani, nu? Așa virtual, o și că încheie. Nu avem niciun par. Dar o să merg acasă și o să beau un par de vin roșu. Roșu, să trăiți. Iar și noi, până atunci, ne luăm rămas și încă bun dată, de la ascultător. La mulți ani, Valentin, Valentine. Tinutina. Tinutina și Tinuța. Și toți cei care zâmbiți, ne-au ascultat și ne-au fiți văzut. Fiți fericiți, da? Fiți drăgăstoși, îmbrățișați, strângeți în brațe, arătați că sunteți oameni cu suflet, pentru că asta e cel mai important, dincolo de toate celelalte. Noapte bună! Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut.